Diana Puiu, ultima jucătoare transferată în această vară la Handball Club Zalău, s-a integrat în lotul echipei sălăjene și așteaptă cu mare nerăbdare să debuteze într-un joc oficial în tricoul noii sale echipe. Handball Club Zalău a încheiat sezonul competițional 2013-2014 pe locul 6 în clasamentul Ligii Naționale, iar la finalul sezonului, formația antrenată de Gheorghe Tadici a pierdut câteva jucătoare importante. Carmina Bădiță și Loredana Pera s-au despărțit de gruparea sălăjană înainte de jocurile din play-off, în timp ce Ana Maria Șomăi și Valeria Motogna s-au retras din activitatea competițională. În aceste condiții, conducerea echipei Handball Club Zalău a căutat soluții pentru înlocuirea acestor jucătoare și au fost transferate la echipa alte patru fete, Diana Puiu, Alexandra Ciunt, Andrada Maior Pașca și Adina Cârligeanu. Diana Puiu a sosit la Handball Club Zalău cu o zi înainte de începerea pregătirilor pentru sezonul care va începe sâmbătă 30 august și consideră că în scurta perioadă de pregătire s-a integrat în lotul echipei. A fost o perioadă bună cu multe meciuri. Sperăm să arătăm asta în campionat acum la început, unde avem meciuri foarte multe, vin unul după altul și cred că a fost o perioadă aglomerată până acum, ceea ce ne va ajuta și în continuare. Cum te-ai integrat în echipă? Cred că bine, din punctul meu de vedere bine. Sper să le ajut pe fete, să ne ajutăm reciproc. Ultima dată la campioana României HCM Baia Mare, interul dreapta al grupării zălăoane a arătat o bună poftă de joc în partidele disputate în această vară la turneele amicale și așteaptă cu nerăbdare startul campionatului și în special jocul cu CSM București din prima etapă. O să fie un duel puternic, normal, cu o echipă foarte bună, dar trebuie să ținem cont că și ele sunt nou formate, să exploatăm lucrul ăsta și să încercăm să obținem un rezultat cât mai bun. Diana Puiu va debuta oficial în tricoul echipei Handball Club Zalău sâmbătă 30 august, când elevele lui Gheorghe Tadici vor primi replica echipei CSM București, una din principalele favorite la titlul național. Startul partidei se va da la ora 16:30, partida urmând a fi găzduită de Sala Sporturilor din Zalău.